veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Iubiți ascultători, cu voia Domnului vreau să privim împreună Sfânta Carte la un domeniu și mic și mare, și simplu, dar și complex. Problema îmbrăcămintei. Vă rog să vă amintiți că încă din grădina Edenului, imediat ce s-a produs căderea în păcat, omul a recurs la o anumită formă de acoperire. Și imediat Dumnezeu a intervenit și le-a făcut el haine. Spuneam că e o problemă mică, pentru că nu poți să faci un sfânt din haine, că ar fi simplu, ne-am echipat ca un înger și ne-am propulsat în cer. Dar totuși este o problemă mare, pentru că îmbrăcămintea alături de hrană au constituit primele două probleme în care Dumnezeu a avut de lucru cu omul. Și constituie primele două probleme care grevează cel mai mult veniturile noastre. Omul cei mai mulți bani îi dă pe haine sau mâncare, sau împreună. Vreau să vedem ce scrie Vechiul Testament și să înțelegem ce modificări au avut loc cu ocazia trecerii în legământul Noului Testament. În vechime, atât la evrei cât și la alte popoare, exista o costumație diferită întrucâtva de cea de astăzi, mă refer la aceea pe care o purtăm noi acum aici, exista un brâu, care era de fapt un șorț în jurul coapselor, ezor se numea la evrei, exista o cămașă diferită la bărbați față de femei, cu tonet, exista o manta numită simla și pentru partea feminină exista acoperitoare, mitpahat. La evrei și la persani a apărut noțiunea aceea ce astăzi cunoaștem sub denumirea de pantalon. În cartea Exod, capitolul 28, cu ocazia instruirii evreilor pentru îmbrăcămintea preoțească, scrie la versetul 42, fă-le izmene de in ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glesne. Și mai întâlnim și în Biblie și este dovedit și de istorie, vă spuneam la persani, în Daniel capitolul 3, echipamentul celor trei aruncați în foc. Versetul 21. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte hainele lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. În vechime, doar robii nu purtau haine. Sau exista doar acea primă învelitoare în jurul brâului. Mai putem să amintim că în ocazii speciale, nunți, care poate sunt și astăzi cele mai deosebite ocazii ca oamenii să se echipeze într-un mod cât mai strălucitor, existau costumații speciale și împodobiri speciale, în mod special pentru partea feminină. Mă refer la portul general din societate, atât la evrei cât și la celelalte popoare. Vreau să înțelegem însă că în Noul Testament au apărut niște modificări. Credincioșii nu mai sunt chemați la un sistem monarhic, cum a fost, de exemplu, Estera, împărăteasă, într-un imperiu păgân. Totuși, ca evreică, spune în cartea sa, capitolul 2, n-a făcut exces și a rămas la un minim necesar în îmbrăcăminte. Citesc de la versetul 12. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta aveau grijă să se gătească, ungându-se. 6 luni într-un fel, 6 luni într-altul.
Așa se ducea fiecare fată la împărat și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. Versetul 15. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera a fost dusă. Ea n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. De asemenea, în Noul Testament nu mai suntem împovărați de echipamentele preoțești. Domnul Iisus a vorbit în Matei 23 despre cei care stăteau pe scaunul lui Moise și a zis în versetul 5, își fac filactelele late, își fac poalele veșmintilor cu ciucuri lungi, să fie evidențiați. Nu este nevoie nou legământ ca slujitorii amvoanelor sau, dacă le-a zis cineva, potrivit cu alte localuri a altarelor, măcar că noi avem un altar simbolic deja, să mai poarte o îmbrăcăminte consacrată, sacerdotală. În ideea aceasta, fiind eliberați de niște sarcini suplimentare care ne-ar împovăra, fie religioase, fie de ordin social, vreau să enunțăm câteva principii biblice, pentru că nu pot nici eu, nici altcineva să prezinte, cum vroia cineva la un moment dat, puneți o poză, un desen de bărbat și unul de femeie și noi ne uităm și așa să umblăm îmbrăcați. Nu se poate așa. Pentru că industria textilă, de-a lungul sutelor de ani, a făcut ca echipamentul uman să cunoască schimbări. Noi astăzi nu mai umblăm cum au umblat străbunicii noștri. Noi astăzi avem pantofi, ei aveau pinci. Noi astăzi avem fel și fel de haine, ei umblau cu ițar și cu suman. Dar principiile biblice după care ne ghidăm în a ne îmbrăca sunt aceleași. Și vreau să enunțăm patru principii, care de fapt să fie conținutul învățăturii pe care vreau să o reținem. În primul rând, îmbrăcămintea trebuie să acoperă trupul. Acesta este rolul fundamental al îmbrăcămintei. Să-l acopere ascunzându-l atât de imaginile străine, cât și, dacă vreți, ocrotindu-l de intemperiile vremii, de frig în mod special. În ideea aceasta, Scriptura spune că din motive de rușine, de sfială, sau termen mai modern, din decență, sau mai eclesiastici, din bună cuvință, noi și partea bărbătească și partea femeiască trebuie să umblăm îmbrăcați, adică acoperiți. Iată ce spune Scriptura în Genesa capitolul 3, citesc de la început, versetul 7. Imediat după căderea în păcat, li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Un echipament tare, sumar, cu care Dumnezeu n-a fost mulțumit. Și scrie de la versetul 21, Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Sigur, nu mai erau transparente. Citez mai departe din Cartea Genesei, capitolul 9, de la versetul 20. Un incident de după potop. Noi a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie, a băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați ai lui afară. Atunci ceilalți doi, Sem și Iafet, au luat manta, au pus-o pe umeri, au mers pe dean dărătelea și au acoperit goliciunea tatălui lor, fiindcă fețele lor erau întoarse înapoi. N-au văzut goliciunea tatălui lor. Noi, când și-a revenit din beție, a rostit un blestem pentru cel ce l-a privit dezbrăcat și o binecuvântare pentru cei care și-au ferit ochii să nu-l privească așa și l-au acoperit imediat. Vreau să citesc și din Noul Testament, 1 Timotei, capitolul 2. Aici, de fapt, este enunțat principiul care vi l-am prezentat. 2:9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Primul fundament, rușine și sfială. Cine nu se îmbracă este nu doar fără credință bună, nu are nici măcar decență publică. Pentru că spune
același Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 6, vorbind tot despre problema purtării hainelor pentru trup, iar dacă este rușine, zicea el aici, și în versetul 14, nu vă învață chiar și firea? Adică o minte normală de om, imediat ce un copilaș dă să crească, simte nevoia aceea de la început să se acopere. Nevoie resimțită mai întâi înaintea lui Dumnezeu. Nu erau vecini pentru Adam și Eva și nu erau copii ca la noi să-i vadă. Rușine care trebuie să o avem față de îngeri și ei sunt omniprezenți. Și apoi rușine față de ceilalți oameni. Este atât de neplăcut să vezi oameni dezgoliți, care nu știu că oamenii trebuie să se îmbrace. În orice împrejurare ar fi. Acasă, nici nu mai vorbim despre o prezență la biserică, cu decolteuri, cu un tricou de aur, cu pantaloni scurți, cu fuste scurte sau despicate. Încalcă prima regulă a bunei cuvințe, a unei prezențe normale între oameni. În al doilea rând, noi trebuie să ne acoperim pentru a evita ispitele curviei. Noi suntem creați cu instincte sexuale și în mod special partea bărbătească, când privește o femeie care este mai dezbrăcată, prin privire se ispitește. De aceea spune Pavel în 1 Tesaloniceni 4, nimeni să nu trăiască în aprinderea poftelor. Orice bărbat sau femeie care nu se acoperă reprezintă o ispită, un prilej de păcătuire pentru un partener de sex opus. Și este neîntemeiată zicerea în dreptul fraților, pentru că este valabilă și în dreptul celor din lume, zicând, da, ei trebuie să fie pocăiți, să nu se ispitească. Da, așa trebuie să fie credincioși. Chiar dacă sunt ispite în lume, ei trebuie să reziste, să nu-și oprească privirea, dar suntem o priveliște pentru lume. Este suficient să vă dau câteva versete din Cartea Proverbe, capitolul 6, versetul 25. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Și 7:10. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Doar o curvă umblă îmbrăcată să atragă privirea celorlalți. Și spunea Domnul Matei 5 că ispita aceasta vine de la ochi și doar la nivelul privirii se clădește în minte o scenă, se derulează imagini și se consumă păcatul prea curvii. Și vă dau un exemplu în persoana împăratului David, cartea a doua a lui Samuel, capitolul 11, versetul 2, unde pe fond de plimbare și de dezgolire a trupului la apă, că acolo e mare pericolul, dacă ar fi oamenii orbi și ar sta departe unul de altul, s-ar putea dezbrăca. Dar câtă vreme oamenii văd, este un pericol oriunde, că e multă mizerie imorală pe plajă. Iată ce scrie aici. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat. Și știți că după masa aia de regulă e mai cald, oamenii sunt mai liberi. Și când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Și știți câtă mizerie, cât păcat, câtă durere, câtă moarte s-a tras de la chipul unei femei dezbrăcate, care a fost poftită de unul din cei mai scumpi oameni din Scripturi. Că vă spuneam că oamenii se aprind la vedere, pentru că așa sunt creați. Noi, repet, trebuie să fim oamenii care ne stăpânim, dar ferească-vă Dumnezeu să fiți cei care, sau cele care constituiți o pricină de păcătuire pentru alții. M-a întrebat cineva, frate, e bine să mă duc la mare? Și văzând cum pune întrebarea, am zis, du-te mă, că acolo are diavolul vreme de tine. Dar așa mă iei? Dacă așa gândești. Dar ce e rău în asta? Frații mei, surorile mele, este un mare prilej demonic de cădere, o ispită pe care mulți nu o mai biruie.
De aceea, păziți-vă de tot ce vi se pare rău și rămâneți sfinți și credincioși înaintea Domnului. Pentru cei de afară, ceea ce spun eu pare ceva ieșit din lume. Bine zicem că noi trebuie să fim ieșiți din lume. Ceea ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești, trebuie să ne fie străină. Astea nu sunt bucurii pentru noi. Iar dacă cineva este cu un ten mai alb și nu-i creol, fiți liniștiți, că asta tot nu ține decât câteva luni. Și iară revenim cum suntem creați. Mai bine să rămânem cum suntem și să ne acoperim în mod cuvincios. Amin. Tot la acoperire, pomenesc și de acoperirea capului. Aici oamenii încearcă să se ascundă după diferite expresii din traducere. Eu vă întreb, ce au priceput cei din vechime? Și nu uitați că Biblia e scrisă într-o țară mult mai caldă ca la noi. Se acopereau femeile în vechime sau nu se acopereau? Toate. Spune Scriptura numărul 5 cu 18, doar într-o anumită procedură să-i descopere capul femeii. Și în 1 Corinteni, capitolul 11, scrie suficient de clar, zice aici de la versetul 5, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își neștiințește capul. Dacă o femeie nu se învălește și se face confuzie cu ceea ce scrie în versetul 15, spunând că părul i-a fost dat ca învelitoare. Acum, dacă părul i-a fost dat ca învelitoare, cum ar suna versetul 6? Dacă o femeie nu se învălește, adică dacă n-are păr, să se tundă. Dacă n-are, ce să tundă? Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învălească. Dar scrie aici versetul 10, după ce spune ordinea, tatăl, fiul, bărbatul, femeia, sau cum v-am citat din număr 5 sau număr 30, până nu se căsătorește, este sub autoritatea tatălui, după aceea sub autoritatea soțului. Din pricina îngerului să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei, n-are doar o conotație de echipament, ci este și un simbol vizibil al supunerii. De aceea, Dumnezeu să vă sprijinească, surorilor, să rămâneți cu adevărat supuse. Vreau să trecem la un al doilea principiu. Deci primul a fost să ne acoperim, să nu ni se vadă partea fizică. În al doilea rând, îmbrăcămintea trebuie să permită o distinție clară între sexe, adică între bărbați și femei. Citez din cartea Deuteronom, capitolul 22, versetul 5, unde este scris: femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Și vreau să rețineți de ce a poruncit Dumnezeu aceasta. De la început, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Dumnezeu i-a creat pe oameni heterosexual. Dar astăzi, în mod special, ne îndreptăm spre o vreme care nu mai vrea să facă distinție între sexe. Să fie femeile ca bărbații, bărbații ca femeile, să-și facă operații de schimbare, să treacă dintr-o parte într-alta, să fie căsătoriri doar într-o parte sau alta, să se ajute de clonare, de genetică, să fie o perturbare. Dumnezeu i-a creat distinți. Nu seamănă un bărbat cu o femeie la trup, n-are voie să semene nici la haine. Nu sunt creați amândoi structural, sentimental, fiziologic, toate diferă. Trebuie să difere și îmbrăcămintea. Dumnezeu privește ca o urăciune amestecul acesta. Pentru că i-a creat distinct, atât de clar, în toată funcționarea, în toată imaginea lor. Iar sunt câteva aspecte care chiar ne diferențiază. Scriptura spune în Corinteni 11, am citat deja, pentru o femeie este normal să aibă părul lung, pentru un bărbat este rușine. Bărbaților le crește barba și aici voi face o mențiune din Vechiul Testament. Spune Scriptura în cartea Levitic, capitolul 19, versetul 27. Să nu vă
faceți tăieturi în carne pentru un mort. Să nu vă tăiați rotund colțurile părului și să nu-ți ras colțurile bărbii. Uitându-ne în Biblie, ori și-au lăsat tot părul, ori s-au tuns. Ori și-au lăsat toată barba, ori au tuns-o toată, au bărbierit-o. Pentru că astăzi ne izbim de fel și fel de tunsori anormale, de fel și fel de ciocuri, de fel și fel de prelungiri de mustăți până în barbă. Toate acestea au fost condamnate oricând din istorie. Ori lăsăm să crească părul, să fie ca o podoabă capilară, scurtă la bărbați, lungă la femei, ori ne radem toată barba, fără să umblăm într-un mod deșucheat chiar, fără decență. Nici nu denotă un om serios cu fel și fel de imagini la bărbierit. Uitați-vă în Scriptură să vedeți dacă veți constata altceva. Deci, să ne fie clar și al doilea principiu. Dacă Dumnezeu ne-a făcut bărbați, să se vadă asta. Iar dacă sunteți femei, bucurați-vă că sunteți femei și purtați-vă portul de femei. În al treilea rând, îmbrăcămintea unui credincios sau unei credincioase nu trebuie să fie scumpă. Credincioșii nu trebuie să poarte haine de lux. De ce? Voi răspunde biblic. În primul rând, pentru a oferi un model și o ocazie pentru fapte evlavioase. Revin la 1 Timotei capitolul 9, citindu-l în întregime și apoi versetul 10. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune. Că dacă garderoba noastră va fi cu haine scumpe, nu mai poți face fapte bune. S-ar putea să te bagi împrumut să-ți cumperi haine scumpe. Chiar dacă nu scumpe, dar dacă sunt multe, sunt tot scumpe. Nici multe, nici de lux. Adică nu scump hainele, potrivit cu serviciul fiecăruia, potrivit cu vârsta, vorba lui Gala Galaction al nostru. La modă să nu fii nici primul, nici ultimul, că aceștia amândoi sunt de râs. Nu trebuie să umbli după lucruri extravagante. Nu ți se cere nici să rămâi în urmă. Dar se poate, uneori găsești chiar la second sau la ceva găsești un acțion și poți să te îmbraci decent, frumos și să nu-ți cheltui banii care ai câștigat greu pe haine. Că nu vin sărbătorile cu băta, cum se spune, și e musai dacă vin Paști să-ți cumperi haine, dar n-ai, s-au rupt, nu sunt bune, ba da, dar se poartă, trebuie altele noi. Ei, dacă dumneavoastră trăiți pentru a le merge firma la comercianți și la producătorii textili, n-aveți decât. Dar e o pagubă. Și e un păcat. Când tu nu poți să faci fapte bune, ba pe deasupra există riscul să fii mândru, să fii ispitit, văzându-te cum arăți. Repet, nu trebuie să fii nici deșucheat ca să te sperii când privești în oglindă, dar nici să consideri că nu e altul ca tine și să-ți placă să privești în oglindă. De asemenea, vreau să vă amintiți, fără să mai citesc, că în Isaia 3 este o listă cu obiectele din vitrină de atunci, cu ceea ce ar fi fost în magazinele de pe bulevard. Și acolo este o înșiruire, fel și fel de brățări, de haine, de măhrame. La fel și astea sunt ispititoare, dar nu sunt necesare. Și pe un credincios trebuie să-l conducă mintea, să-l conducă inima la fapte bune. La o condiție modestă, spune Scriptura, rămâneți la cele smerite. Vreau să vă amintiți de bogatul din Luca 16, care în fiecare zi, deși bărbat, nu femeie, se îmbrăca în fiecare zi în porfiră și în subțire. Se respecta. Dar s-a dus și el ca și alții. Am citit despre una din reginele Angliei, care atunci când a făcut o vizită în Statele Unite, a dus o garderobă de 2 tone după ea. Și permit. Dar de ce? Să ne grevăm veniturile cu
asemenea pagube când am putea să le evităm. Și tot aici vreau să vă amintesc de amenajările suplimentare, de cosmetizări. Și cu asta mă îndrept spre pasajul din 1 Petru, capitolul 3. În mod special, în dreptul femeilor, există trei ispite. Podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în plătitura părului. Câtă trudă! Cum să-l taie? Cum să-l vopsească? Cum să-l învârtească? Într-o zi așteptam pe cineva în fața unei coafuri. Și când am văzut cum le chinuie pe bietele femei, efectiv mi-a fost milă de ele. Cum le punea să stea? Așa, așa, așa. Este o mare ispit, părul. Dacă apare alb, să fie vopsit. Să fie făcut în fel și fel, că îl fac în mai multe culori. Nu sunt mulțumite, altele. Problema doar că iese albul de sub, dar albul e culoare frumoasă și stați liniștit. Fel și fel de șuvițe. De ce? A doua. Purtarea de scule de aur, începând cu aparent nevinovata verighetă, trecând la inele, la lănțișoare, la brățări, la cercei. Îmi spunea cineva în Grecia, frate, noi purtăm verighetă, dar doar atât, asta e un semn al căsătoriei. Și am zis, fă tu un calcul, un studiu și vezi cei care au început să poarte aur s-au oprit aici sau s-au dus mai departe? Și atunci te întreb, doar de dragul simbolului căsătoriei l-au purtat sau de dragul purtării aurului? Păi nu, frate, că s-au dus mai departe și lângă asta s-a adăugat alta până s-au umplut cu aur. Vezi că e un alt gând care îi poartă? De asemenea frumusețea? Da. Trebuie puse feroase și neferoase pe noi să fim frumoși sau suntem chipul lui Dumnezeu? Și a treia scrie aici, sau îmbrăcarea hainelor. Fel și fel, spuneam niște surori, trebuie să umblăm, și uneori bine că mai sunt croitorese credincioase, să-ți găsești ceva decent, că sunt deșucheate, ba nu-ți acoperă mijlocul, ba sunt despicate, ba sunt tot anomalii. Scăpați de aceste trei ispite, păr, aurituri și haine scumpe, extravagante. Dumnezeu să vă păstreze credincioase. Este un pasaj în Ezechiel 23 în care se spune, pentru cine te-ai sulemenit, pentru cine te-ai echipat așa? Că oricum bărbatul acasă sau oricum femeia acasă te știe cum ești, și cu podoabe și fără podoabe, și în șalopete, și în haine de gală. Dar pentru imaginea publică, haideți să fim reali, naturali. În Ezechiel 33, în timp ce evreii erau în drum spre Canaan, Dumnezeu într-un moment de supărare a zis, aruncați-vă podoabele de pe voi și să văd ce să vă fac. Deci, este o atitudine de revoltă împotriva lui Dumnezeu, de nesupunere, de neacceptare a chipului pe care îl purtăm. Și în al patrulea rând, al patrulea principiu, pentru că n-aș vrea acum să ziceți, frate, dar acum ne-ai dat atâtea canoane, trebuie să mergeți să facem ordine în garderobă, la mulți trebuie. Da. Dar acum cum să ne purtăm? Pentru că nouă așa ne-a plăcut și așa am fost obișnuiți. Știm. Al patrulea principiu, dacă l-am avea, așa ne-ar ușura în celelalte trei. Fiți preocupați de omul dinăuntru, fiți preocupați de partea spirituală și partea fizică o vom îngriji după nevoie. Dar dacă toată preocuparea cuiva este pentru fizic și el totul investește în partea fizică, lecția asta deloc nu o să-i placă. Dar cine se preocupă de partea spirituală, și vă citesc din Petru, 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 3. Podoba voastră să nu fie podoba de afară, ci omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit. O, dacă ne-am dat noi silințele, cât ne silim să ne pieptănăm, să ne alegem vorbele, astea să le pieptănăm bine. Dacă ne-am dat silința să punem aurituri și să arătăm bine,
să ne împodobim cu haine frumoase, în cele sfinte, cu fapte bune, cu faptele de neprihănire ale sfinților. Și zice un vers de poezie, sparge în bucăți oglinda cu o sânda ei nedreaptă, când tu spune că bătrânești, și privește în scriptură slava care te așteaptă. Unge-și cercănuta față cu cerească alifie, ca să fii frumos în Domnul, plin de har și bucurie. Pune și podoabe rare, pietre scumpe și carate, fapte bune, umilință, ca să poată Domnul spune, preiubită, preiubit, în viața ta în toate Dumnezeu s-a proslăvit. Iată pe Sara, care avea pasiunea, deși era frumoasă, să fie ascultătoare, să se preocupe de făgăduințele lui Dumnezeu. Atenție și după ce vă căsătoriți, 1 Corinteni 7,34. Ci că fecioarele trebuie să fie dăruite întru totul Domnului trup și suflet. O să le ajute Domnul pe toate fetele să fie așa. Să n-aibă gândul doar să fie curtate și să fie vizate. Feriți-vă să atrageți atenția. Să fiți normale echipate. Dacă ne vom preocupa de partea interioară, vor fi realizări mult mai mari în toate domeniile. Vom fi scutiți de ispite, nu ne va confunda nimeni să vă ia drept femei imorale. Nu vom fi ispitiți nici să cheltuim prea mult sau câte ispite și certuri se nasc în familie, numai că nu mai rămâne timp și bani pentru fapte bune. Scrie aici în 1 Petru că dacă unele surori au soții necredincioși, să nu-i câștige cu amenajările exterioare, că nu vor ține ele pasul cu fotomodelele din lume. Și chiar dacă vrei să ții pasul, ei se uite după altele mai tinere și tot ești pe locul doi. Dacă vrei să-ți câștigi bărbatul, fii o femeie evlavioasă, că așa ceva în lume nu găsești. Așa ceva numai la biserică, numai sfintele femei pot să fie. Așa se împodobeau, spune aici în versetul 5, sfintele femei. Când vezi o femeie care excelează, chiar și un bărbat în cele pământești, că și între ei am mai văzut care nu sunt mulțumiți că albesc, se poate spune din start, eu nu-mi firesc. Da? Mai spun câte unii frate, Dumnezeu nu se uită la ceea ce izbesc privirile, se uită la inimă. 1 Samuel 16:7. Acolo nu era vorba când s-a spus expresia asta de unul rău pe din afară și bun pe dinăuntru, ci exact invers. Pe din afară arăta cum trebuie și ai fi zis că e pocăit, dar pe dinăuntru era cu probleme. Că se poate să fie cineva echipat creștinește, călugăr să fie îmbrăcat și înăuntru să fie un demon. Dar poate fi cineva un sfânt pe dinăuntru și îmbrăcat ca unul imoral pe din afară? Nu se poate. De aceea, preocupați-vă de omul dinăuntru. N-am reușit mare lucru dacă doar veți umbla îmbrăcate că așa se cere și nu-i voie. E rușine, da, e rușine și pentru cine e nepocăită. Și e o femeie care se respectă. Îmi spunea recent un frate de o soră de-a lui din Cluj, care e student, este un profesor universitar de la ei din comună și a întâlnit-o mergând frumos, îmbrăcată așa și acoperită pe cap. Și a zis, era nervos, ce ai nebunit cu pocăința ta? Așa umbli? Și erau foarte mulți studenți în jur. I-a tras baticul din cap, l-a aruncat. Ea cu seninătate s-a plecat, l-a luat, l-a legat înapoi și a zis, domn profesor, dacă v-am necojit, vă rog să mă scuzați. L-a terminat. Un duc blând și liniștit, că ce folos ar fi fost doar să izbucnească în plâns, să nu se poată abține, sau și mai grav, să se revolte. Nu, asta nu e o rezolvare, doar să vă echipăm și să putem echipa un sfânt înăuntru, să fie niște valori sacre. Dumnezeu să ne ajute. Pentru că vreau să înțelegem, de fapt, care-i rostul îmbrăcămintei. Îmbrăcămintea acoperă trupul, dar trupul în el poartă o comoară. Și spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 18, fugiți de curvie. E un păcat grav. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Dacă trupul dumneavoastră e templul Duhului Sfânt, atunci, așa după cum Dumnezeu a îmbrăcat
cortul și templul de mai târziu, lăsați să-l îmbrace cum îi place lui, că e a lui. Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Așadar, frați și surori, iubiți ascultători, noi trebuie să umblăm acoperiți, trebuie să se vadă distinție între bărbați și femei, trebuie să umblăm modest, dar în primul rând, noi trebuie să fim preocupați de partea spirituală. Nu facem armată, doar să echipăm pe toți și când colo să dezerteze, să nu știe tragă cu armă. Noi nu avem nevoie doar de oameni echipați. Dumnezeu are nevoie de sfinți, în a căror trup să locuiască Duhul lui Dumnezeu, să se răsfrângă până în afară, să se vadă o imagine sfântă și evlavioasă. Doamne, ajută-ne! Amin! Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.